Odată ce ne-ați întrebat ce facem și ce vom face inclusiv și astăzi, eu consider că prin politicile pe care le promovați dumneavoastră, unele din ele, voi sunteți mai răi decât unioniștii și vă explic de ce. Unioniștii cel puțin deschis vin cu ideea că sunt pentru lichidarea statalității moldovenești. Voi, doar prin ideea de federalizare Republicii Moldova, iar dacă sunteți oameni serioși și pregătiți, înțelegeți că federalizarea țării este o fragilizare a statului Republica Moldova, care cu siguranță, în condițiile dificile existente regionale, mai devreme sau mai târziu, va duce la dispariția statului Republica Moldova. Pe care motiv? De ce am spus că sunteți mai răi decât unioniștii? Ăștia măcar deschis și anunță scopurile. Iar voi, acoperindu-vă cu noțiunea de stat, suveranitate, promovați politici deghizate, ascunse, pentru a atinge exact același scop antistatal. Mulțumesc!